Toți suntem imigranți. Toate cărțile de identitate românești sunt false. Pentru că violențele etnice cresc exact în momentele de recesiune economică. Și ne întrebăm, cine profită? Când ești în țară străină, nu ești niciodată sigură. Lipsește siguranța din casa ta, din familia ta. Și te simți străină. Indiferent cât ajutor primești, te simți străină. Să fie evreu atunci era cel mai mare păcat din lume. Nu ești sigură dacă e mai rău ca lucrurile să rămână nespuse și uitate pentru totdeauna, sau e mai rău să fie smulse și forțate să iasă la iveală.